25.000 de euro este suma primită de mii de românce după ce au născut. Oficial nu aveau venituri, dar au încheiat cu Casa de Sănătate o asigurare opțională pentru maternitate. Astfel, după ce au plătit timp de 6 luni 360 de lei, au primit apoi vreme de 4 luni 36.000 de lei lunar. Schema, de altfel legală, funcționa de ani buni, nu oricine știa însă de ea. 15 milioane de lei a fost nota de plată pentru CNAS doar anul trecut, abia recent legea a fost schimbată. Legea din România prevede, din 2006, că femeile care nu au un salariu pot încheia la CNAS un contract de asigurări sociale pentru a obține o indemnizație de maternitate. Acum 13 ani, în 2010, baza de calcul s-a majorat. S-a ajuns astfel ca într-o singură lună femeile care încheiau această asigurare să primească echivalentul la 12 salarii minime. Și dacă în anii anteriori existau mai puține contracte, cu valori evident mai mici, în momentul în care valoarea salariului minim brutar a crescut, a devenit cumva cunoscută această metodă de a plăti timp de 4 luni, timp de 6 luni, niște sume derizorii și apoi de a încasa pe aceste 4 luni indemnizații de aproape 120.000 de lei. În 2020, peste 1.200 de mame au încheiat un astfel de contract bănos. Anul trecut, zvonul s-a răspândit, așa că au fost peste 3.000 de beneficiare. Cum salariul minim era de 2.550 de lei, indemnizația lunară a ajuns la 30.600 de lei. Ca să primească această sumă timp de 4 luni după naștere, mamele plăteau anterior doar 360 de lei lunar timp de 6 luni. Concret, 2.100 de lei pentru 25.000 de euro. Știu de anul trecut că chiar renunțau la jobul care avea un salariu mai mic și preferau să plătească acele asigurări astfel încât să aibă un venit mai mare. Erau persoane informate și cu acces la informații sau cu relații. Acest viciu legislativ a fost lăsat poate intenționat pentru că a servit unor oameni care erau aserviți partidelor politice, unor instituții publice. Cu ani în urmă, să știți, înainte de pandemie, au existat unele discuții, au fost inițiate unele discuții, dar toate au fost înghețate până la nivel de guvern. Nu există nicio logică, ca să nu mai vorbesc de faptul că indiferent ce am lucrat eu sau ce sunt eu ca femeie sau cum am contribuit, până la urmă ambele sau toate categoriile sunt mame. 15 milioane de lei a plătit CNAS doar în 2022 pentru aceste contracte. 150 de milioane practic puteau fi rezolvate aproape jumătate din cazurile de analize medicale care puteau fi făcute imediat. Și prin analizele făcute imediat puteau fi depistate din timp anumite boli care nu creau mortalitate sau care nu creau complicarea bolii. Noua conducere a CNAS a realizat că din cauza sumelor uriașe în curând ar putea să nu-și mai permită să asigure concediile medicale. Așa se face că după 11 ani legea a fost schimbată. De unde aveam această valoare maximă de 12 salarii la care se puteau asigura, acum ele se pot asigura până la valoarea maximă de 3 salarii minimă brute. Suma primită de femeile fără venituri sau cu venituri independente care încheie acum o astfel de asigurare este de 7.600 de lei pe lună.